În 17 octombrie, Chișinăul va fi gazda celei de-a patra platforme de sprijin pentru Republica Moldova. La eveniment vor participa reprezentanții ai autorităților din peste 30 de țări și organizații internaționale. Premierul Dorin Recean a declarat că la conferința ministerială a platformei vor fi analizate necesitățile Republicii Moldova în contextul crizelor cauzate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. În acest an, guvernul va discuta împreună cu, cum am spus, cei peste 30 de țări și organizații internaționale, sprijinul care este necesar atât pentru acoperirea cheltuielilor bugetare legate de salarii, pensii și așa mai departe, pentru suportul în continuare a pătrilor vulnerabile ale societății. La reuniunile anterioare, Republica Moldova a primit sprijin, inclusiv pentru compensarea cheltuielilor în factură, pentru ca să putem să ajutăm agricultorii noștri cu motorină gratis, dar și proiecte de infrastructură, cum ar fi Basarabeasca-Berezino, punctul de frontieră, dar și podul de la Leova-Bumbăta. La eveniment se va discuta și despre sprijinul pentru Fondul de Dezvoltare a Infrastructurii și Fondul privind tranziția și independența energetică și ajustarea la schimbările de mediu. Aici, în mod principal, ne vom focusa pe parte ce se referă la eficiența energetică, trecerea la energia regenerabilă, ceea ce ne va face și mai independență energetic, dar și foarte important programele care sunt necesare pentru ca economia noastră, în mod special agricultura, să se ajusteze la schimbările climatice. Platforma de sprijin pentru Republica Moldova a fost inițiată de România, Franța și Germania. Scopul organizării conferințelor este de a mobiliza, concentra și coordona sprijinul politic, tehnic și financiar al țărilor dezvoltate pentru Republica Moldova. Prima ediție a conferinței ministeriale a platformei a avut loc la Berlin pe 5 aprilie 2022. Cea de-a doua ediție a avut loc în iulie 2022 la București, iar a treia la Paris.